Guvernarea PSD-PNL a ajuns la 6 luni, dar evaluarea miniștrilor a fost amânată pe luna viitoare. Premierul Nicolae Ciucă a declarat că așteaptă finalizarea jalnoanelor din PNRR înainte de a lua o decizie. În schimb, PSD-iștii au anunțat că vor prezenta astăzi bilanțul după prima jumătate de an de guvernare. Gabriela Mihai ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm! La ora 18, Partidul Social Democrat va prezenta un bilanț al miniștrilor care fac parte din executiv și totodată și din Partidul Social Democrat. Spunea liderul Social Democrat Marcel Ciolacu că va face o prezentare a realității așa cum este ea, va veni cu argumente pentru a spune de ce este nevoie de măsurile pe care le-au luat până acum cei din executiv în urma acordului avut în coaliția de guvernare. Și totodată va explica de ce este nevoie ca în ajutorul românilor cu venituri mici să vină cu măsuri în acele pachete sprijin pentru România. Ei bine, vom vedea cum va arăta acest bilanț pe care îl vor face cei din Partidul Social Democrat. Vă reamintesc că până acum executivul, din cauza crizelor multiple, criza energetică, dar și criza provocată de războiul din Ucraina, a luat mai multe măsuri. În primul rând, vorbim despre măsuri care vor fi implementate de la 1 iunie. Ne reamintim că a fost un prim pachet de măsuri prezentat de Coaliția de Guvernare, iar în acele măsuri erau prezentate inclusiv vouchere pentru românii care au venituri mici, vouchere în contravaloare de 50 de euro, care se primesc o dată la 2 luni până la finalul acestui an. Însă, zilele trecute, atât premierul Nicolae Ciucă, cât și liderul social-democrat au anunțat un nou pachet de măsuri. De data aceasta vorbim despre măsuri care se vor aplica de la 1 iulie și una dintre aceste măsuri este referitoare la faptul că pensionarii care au pensii mai mici de 2000 de lei primesc un ajutor unic de 700 de lei până la finalul acestui an. Pe de altă parte, am văzut că de la 1 iulie se vor opri angajările la stat, în sistemul bugetar și sunt și alte măsuri anunțate de coaliție. Important însă de precizat este că la 6 luni de guvernare, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că va face o primă evaluare a miniștrilor din executivul său la finalul lunii iunie, iar asta pentru că atunci este și termenul până când miniștrii trebuie să îndeplinească toate jaloanele impuse de Planul Național de Redresare și Reziliență.